Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. Titlul din această seară cred că este destul de sugestiv și anume când nimic nu mai contează. Dincolo de forfota lumii, dincolo de frământările Oamenilor care conduc mai mult sau mai puțin lumea, de cei care au influență, dincolo de luptele din culise, dincolo de tot ce se poate spune despre noi ca oameni, există un moment terminos în viață în care și omul bogat și omul sărac va ajunge să spună că nu mai contează nimic. Acel moment definit în timp în viața oamenilor. Nu suntem aici pe pământ pentru totdeauna, suntem trecători. O lege care în genere se aplică bogatului, se aplică săracului, se aplică naivului, se aplică înțeleptului, se aplică omului și se aplică animalului. A fost odată un om care a avut tot ce și-a dorit. Nu a fost nimic din ceea ce mintea și inima lui n-a visat fără ca să le fi primit călător și fără țintă prieteni și a lăsat inima să o poidărească în lume fără să țină cont de dușmanul care îi măsura pașii. Acest dușman era timpul. Din nefericire pot să spun că nu toți vor înțelege și vor pricepe mesajul în această seară, dar există un segment social, există un grup de oameni aparte care vor înțelege ceea ce spun. Trebuie să avem o minte cu părul cărunt. Este adevărat că sunt oameni cu părul cărunt, dar n-au minte. Dar eu mă refer acum la grupul de oameni care au o minte cu părul cărunt, adică cei care au trecut prieteni prin viață și circumstanțele i-a făcut să bea fie din apa Nilului, fie să bea din apa de viață, ca mai târziu să regrete ca oameni că au fost forțați de timp, de vârstă, să se odihnească de truda vieții și să recunoască deșeurile trecutului, să recunoască erorile în alegeri și să se recunoască în cele din urmă învinși, și să spună, cu aceste cuvinte, de fapt, nimic nu mai contează. Acest bărbat mare al scripturii. Solomon, care pentru unii este o legendă, pentru alții este un mit, alții, pentru alții este o bună regie de film, pentru cei care fac bani, nu? El, acest Solomon, a făcut o declarație care cel puțin, la prima vedere, este coul generației în care trăim. Am zis inimii mele, haide, unde numai Solomon știe. Haide, hai să mergem. Vreau să te încerc cu veselie. Să văd cum reacționez tu inima la veselia pe care vreau să-ți o ofer. Gustă fericirea! Nu contează că această fericire nu va avea sau nu se va încadra în anumite norme. Am hotărât, spune Solomon mai târziu, în inima mea, să înveselesc nu numai inima, dar de data asta să înveselesc trupul cu vin. Mai târziu, Solomon, care spune acum că înveselirea trupului se face cu vin, tot el, Solomon, vine și spune: Am greșit, nu te uita la vin, cum curge roșu, că la urmă mușcă ca un șarpe. Observați, omul e același, dar în diferite circunstanțe de viață. Își schimbă paradigma cu privire la ce face bine corpului și ce nu face bine corpului. Dar acum, în faza de debut tânărul Solomon vine și spune Am hotărât în inima mea, după ce am provocat-o la fericire, să-mi înveselesc și trupul. Deci am cerut încuvințarea inimii mele ca să veselesc și trupul. Cu ce? Cu vin. În timp ce nu inima care mi-a încuvințat această bucurie mă va cărmui cu înțelepciune. Și, finalmente, să stăruiesc astfel în nebunie până voi vedea ce este bine. De ce este nevoie ca să stăruim în nebunie ca să vedem ce este bine, prieteni, vom afla în cele ce urmează. Vedeți, dumneavoastră, startul este bun, rugăciunea pentru înțelepciune, statutul mental de smerenie, simțământul dependenței de Dumnezeu, dorința de a-i servi Creatorului, toate acestea l-au plasat pe omul Solomon, nu? Pe lista celor privilegiați de viață. La început, Dumnezeu și Solomon au fost prieteni. Dar ce s-a întâmplat între timp? Cineva sau ceva eventual, mai târziu, a făcut ca reperele vieții lui Solomon să fie alese greșit, tocmai pentru că cineva încerca să schimbe indicatoarele care îl duceau pe Solomon la viață veșnică și prietenul, uite așa, fără să-și dea seama, l-a pierdut pe Dumnezeu printre bagaje, l-a pierdut pe Dumnezeu printre amănuntele vieții, printre detaliile mai mult sau mai puțin semnificative ale vieții, de câte ori nu facem și noi la fel. Știți, în vremea când Dumnezeu era cu Solomon, Solomon a dus-o bine, o ducea bine, dar între timp sătul de atâta bine, Solomon a considerat că este destul de sigur pe sine și poate merge mai departe fără Dumnezeu. Mulțumesc până aici, de acum înainte mă descurc singur. Ideea că inima poate cârmui cu înțelepciune stă la baza divorțului între emoție și intelect. Inima de gen Solomon nu are nevoie de rațiune. Ea gândește singură și nu este interesată de alte opinii, așa cum ar fi opinia surorii ei, rațiunea. A doua idee care arată războiul minții este delirul de gen insula fericirii, unde Solomon probabil că și-a petrecut destul de des vacanțele. Cum să stăruiesc eu, prieteni, în nebunie ca să descopăr binele? Pentru mine acesta este un mare nonsens și acest nonsens este și mai proeminent, mai surprinzător, atunci când știm că vine de la cel mai înțelept om al lumii, care se cheamă Solomon, unde e multă înțelepciune și multă prostie. Aceasta este marea problemă a celor care conduc lumea astăzi insistă în nebunia petrecelor până când ajung să-și pierdă libertatea. Nu știu dacă ați auzit de marele mogul al muzicii rap și nu numai, Didi. Nu? Acest mogul al muzicii rap, ca și Solomon, a făcut și el tot ce și-a dorit inima și i-a dat, cum a zis Solomon mai târziu, tot ce mi-a dorit inima i-am dat sau tot ce mi-a cerut inima i-am dat. Didi spunea într-un interviu ceva de genul Tot ce îmi doresc am să am, a strigat el la reporter, zic eu, într-un clip din documentarul său din 2017. Nu mă pot opri și n-am să mă opresc. Această declarație a fost făcută în timp ce spărgea, spărsese cam tot ce era pe masa de la biroul său. Vedeți dumneavoastră, astăzi omul este după gratis, are o suită de zeci, dacă nu sute de dușmani, și raportul mizeriei care e lăsat în urmă de acest om, arată lumii cine sunt cei care conduc astăzi, după marele scandal cu, mă rog, acest mare patron de muzică, mulți din actorii de la Hollywood, admirați adeseori și de noi, poate cei care așteaptă pe domnul, în timp ce simpatizează acești actori sau. Vedem o peliculă de film. Pentru mine, acest om a fost un instrument de distrugerea moralității multora, mânjirea caracterelor multor oameni. Probabil că va ajunge după gratii, pe viață, și va spune și el, în momentul acela, de aici încolo, nimic nu mai contează. Nu știu dacă va ajunge la concluzii solomonice de părere de rău, și finalmente după gratii, va cere o Biblie. De obicei cam așa se întâmplă când oamenii primesc un duș rece de la viață. Vreau și eu o Biblie, să citești și eu cei pe acolo. Dragii mei prieteni, eu cred că Biblia citită înainte de a ajunge după gratii va produce un viitor de așa manieră. Gratile sau închisoarea nu va exista. Copiii în lumea modernă ajung după gratii pentru că s-a interzis Biblia. Dacă cei din autorități ar permite copilașilor aceștia, acestora să primească o scriptură să primească Biblia când sunt mici, sigur că nu vor mai fi în pușcării. De ce să citești Biblia în pușcărie când poți să citești Biblia în libertate? Ca să nu ajungi în pușcărie. Până la urmă, prieteni, toate au în sfârșit și toți cei care au urmat îndemnul inimii ca să găsească înțelepciunea și au stăruit în nebunie ca să găsească binele, vor ajunge acolo. Problema este că un număr considerabil dintre cei ce se uită spre cer să vadă dacă vine Domnul, sunt prizonieri ai actorilor surprinși în scandaluri de corupție morală a acestui mogul Didi. Cum e posibil ca să ne uităm la scene care au pus pe cruce pe Domnul Hristos? Cum e posibil să ne bucurăm noi, oamenii, de lucruri pe care ochii noștri le văd și care acele lucruri le-au pus pe Domnul Hristos pe cruce? Indiferent de cum ne-am petrecut viața sau cum ne-am irosit ani, nu? Anii buni sau ani răi ai vieții? vom ajunge la aceeași concluzie mai târziu ca și Solomon. Dar aduce aminte de făcătorul tău în zilele de tinerezii tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii în care vei zice nu găsesc nici o plăcere în ei. Asta este teribila stație de tren în care nimeni nu vrea să se dea jos și în care totuși controlorul de bilete, nu, necruțător și fără milă, pe nume timp sau timpul, spune, hai, Jos, până aici. Până aici ai avut bilet, până aici ți s-a plătit biletul vieții la clasa 1. De acum, circul pe jos, sau dacă vrei, în urma trenului, -l să -l, încercând să-l prinzi din urmă, refuzând să accepți realitatea anilor în care nu mai găsești nicio plăcere, în calitatea vieții pe care o trăiești. Prieteni, asta este viața. Toți ajungem în acest punct. Ce înseamnă apropierea anilor? În care vei zice: Nu găsesc nicio plăcere în ei. Deși Solomon a spus-o finalmente, și o spunem și noi, indiferent că suntem disperați sau mulțumiți cu soarta pe care ne-o oferă Dumnezeu, totuși, și buni și răi ajung la aceeași concluzie: vin anii în care nu mai găsești plăcere în ei. vin anii în care vei spune: Nu mai e nimic de pierdut. Unii trăiesc această criză a vârstei de mijloc, Refuză destinul, refuză să accepte îmbătrânirea și încearcă să dovedească că sunt încă tineri și încă pot călători la clasa întâi, când, de fapt, junghiul, durerea, viteza de reacție ne mișcă mai greu. Părul cărunt trădează prezența anilor plini de experiență, care ne vor ține captivi până când vom închide ochii. De fapt, pe lângă anii aceștia vin componentele sau elementele de detaliu a acestor ani și anume zilele rele, spune Solomon. Înainte ca să vină anii, vin zilele rele care aduc o groază de metehne prieteni care nu sunt roze deloc. Deși după o anumită perioadă de timp oamenii sunt vizitați de o sumedenie de musafir de genul osteoporoză, coxatroză, și toate rozele posibile din lume ne vizitează pe noi. Dar cine se bucură de aceste zile rele care aduc atâtea roze în ghilimele? Dincolo de infirmități, de durere, de nopți nedormite, există simțământul regretului că nu am trăit altfel, pentru că nu am ales mai înțelept în anii trecuți, pentru că adesea am fost parte din problemă și nu parte din soluție. Regretul acela tardiv, e tardiv pentru că nu mai putem schimba lucrurile oricât de mult rău ne-ar părea? Regretul acela tardiv care ne face să cărăm cu noi părerea de rău până la mormânt este un proces de maturizare, practic un proces de salvare a minților noastre dintr-o viață iluzorie pe care ne-am creat-o noi personal și realitatea cruntă care nu iartă. Dar mai există o variantă, și anume aceea de a îmbătrâni frumos, aceea de a accepta că ești învins de timp și că Dumnezeu are dreptate. De ce ne-am luat soluția asta? În viață avem parte de prosperitate. Unii se bucură de prosperitate seculară, pentru că așa da Domnul, sau prosperitate profesională, pentru că au mucit pentru o astfel de prosperitate. Alții s-au mulțumit cu ce au primit sau cu ce au avut. Dar, finalmente, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Dar, prieten, dușul rece vine atunci când prosperitatea sau plăcerile vieții, ambianța unei relații, este afectată de boală, junghi, durere, nopți nedormite sau, mai rău decât atât, acele momente în care chiar îți dorești să fi trecut la odihnă pentru că nu mai găsești nicio plăcere în anii aceia. Lui Solomon nu i s-a luat nimic din ceea ce avea. I s-a păstrat averea, jugul tiraniei zăcea încă peste popor, dar i s-a luat sănătatea minții și i s-a luat sănătatea trupului. Solomon a ajunsese o cavernă, zic eu cu ghilimele de rigoare, nu? După anii aceștia de exost, după ani aceștia consumați pe insula fericirii, nu? Se pare că devenise un tiran învins purtător al tuturor bijuteriilor de la degete, ochi, mâini, cutare. Traseul nostru se îndreaptă undeva într-un trecut mai îndepărtat, înainte ca Solomon să se nască. Aveam de-a face cu o altă viață, avem de-a face cu un alt om, dar Iov, ce putem spune despre el? O viață plină de progres, plină de slujire, trăind pentru alții, binecuvântat la maxim de Dumnezeu, pierde nu numai sănătatea fizică, dar și patrimoniul emoțional. Zece copii și o femeie care e soția lui pe alt meridian. Copiii pentru care se ruga mereu, acum nu mai sunt. Soția care trebuia să fie un ajutor potrivit și a fost toată viața, la nevoie, într-o circunstanță specială, se detașează de Iov și spune, auzi, blastă-mă pe Dumnezeu și mori în pace. Făcându-și o recapitulare a vieții, Iov n-are regrete. Solomon are. Amândoi se uită în trecut. Amândoi sunt bogați. Amândoi au fost oameni de vază. Amândoi au cunoscut pe Dumnezeu. Însă unul l-a pierdut pe Dumnezeu. Care este diferența între ce regreta Iov și ce regreta Solomon? N-a cunoscut Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat el toți pașii? Întrebările lui Iov proveneau din faptul că el nu înțelegea onoarea dată de Dumnezeu de a fi omul model pentru univers. Omul cu care Dumnezeu se lăuda înaintea întregului univers. Nu este nimeni ca Iov pe pământ. Și bineînțeles cu astfel de declarație din partea lui Dumnezeu trebuia plătit aici pe pământ o factură, nu o chitanță enorm de scumpă. Iov, trebuia să plătească, declarația lui Dumnezeu. El, Iov, nu înțelegea că este onorat de Dumnezeu. Dacă ne-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am văcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să fie avut și el parte din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului, pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, atunci să mi se deslipească umărul de la încheietură să-mi cadă brațul și să se spărâme, căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măresiei lui. Observați, prieteni, recapitularea vieții lui Iov este impecabilă și mă face să pălesc în fața calității vieții acestuia. Recapitularea lui Solomon este tristă, este tardivă, cu impact irreversibil ce face diferența între tristețea lui Solomon și tristețea lui Iov? Care este diferența între maniera în care Iov analizează propria viață și Solomon când își analizează și el la rândul lui propria viață? Care este diferența? Diferența este era în care au trăit, vârsta, cultura, șansa vieții, norocul în care eu personal nu cred. Ce a făcut diferența între acești doi mari bărbați ai Scripturii? Iov și Solomon. Cine este de fapt mai mare? Solomon a scris trei cărți despre el și despre viață. Iov n-a avut timp să scrie cărți pentru că a fost prea ocupat pentru a-l sluji pe Dumnezeu. Solomon pierde fața lui Dumnezeu. Iov rămâne consecvent. Ambii vor fi mântuiți, dar cu ce preț? Pentru Solomon rămâne o istorie bogată a învățăturilor venite sau provenite din experiența anilor greșiți, în timp ce pentru Iov rămâne viața, trecutul, cu o explicație care îi se dă, sau o lămurire care îi se dă doar la sfârșit. Solomon nu are nelămuriri. Știe, cunoaște, regretă, nu pretinde nimic, înțelege rostul suferinței, acceptă durerea, acceptă finalul, așa cum este. Dar Iov nu înțelege. Iov nu regretă. Iov vrea un răspuns. Solomon a construit un templu inițial pentru Dumnezeu, dar mai târziu l-a folosit pentru el însuși. Iov n-a construit un templu de piatră, dar a construit un templu de caracter, și anume caracterul lui Dumnezeu. Practic, Iov era templul vizibil al caracterului dumnezeiesc. Iov era templul. Iov reflecta imensitatea bogăției caracterului Tatălui Ceresc. E mare diferență să construiești un templu și să fii un templu. Și totuși vine un parfumat de prieten, cu venin de șarpe, de dușman, și l acuză pe Iov de exact faptele care nu le comisese niciodată. Pentru Evlavia, tate pedepsește el oare. Și iată ce spune acest prieten în ghilimele, acest infatuat al vremii, ce îi spune sau cum îl atacă pe Iov. E, pentru evlavia ta te pedepsește el, adică Dumnezeu. Oare intră el la judecată cu tine pentru că ai fost bun și ai făcut toate lucrurile pe care le-ai descris? Nu-i mare răutatea ta? Și fără de legii de tale nu sunt fără număr, mă, Iov, mă. cum te dai tu bun, mă? Luai fără pricină zăloc de la frații tăi, lăsai fără haine pe cei goi, nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pâine omului flământ. Țara era a ta, fiindcă erai mai mare, te așezai în ea, fiindcă erai cu vază, dădeai afară pe văduve cu mâinile goale și brațele orfanilor, le frângeai. Pentru aceea ești înconjurat de curse și te-a apucat groaza dintr-o dată. Prieteni, Cine să spună adevărul? Sunt aceste acuzații, aceste declarații, niște săgeți de foc care se loveau drept în inima lui Solomon? Solomon cu un drept în inima lui Iov? Iov își cunoștea bine viața. Dar uitați-vă că, în escatologia cărții lui Iov, aceste declarații de acuzare sunt declarații făcute în capitolul 22. Declarații care, de fapt, se aplică Domnului Hristos pe nedrept în Isaia același capitol, Isaia capitolul 22, avem aceeași versiune. Vina sau vinovăția care a fost aplicată asupra caracterului lui Iov este vinovăția aplicată asupra Domnului Hristos. Mântuitorul n-a fost vinovat niciodată de aceste lucruri. Pentru o sugestie umilă pentru dumneavoastră, cei care sunteți împătimiți ai citirii Scripturii, mi-aș dori ca să ne luăm timp să citim în antiteză Iov capitolul 22 și Isaia capitolul 22 și veți vedea o sumedenie de elemente care înfloresc în mintea noastră în mod corespunzător și lumina care vine să ne clarifice lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le împărtășească cu noi. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru crâmpeiul acesta de viață în care ne-ai pus frână ca să ne uităm înapoi. Ne-ai ajutat să ne oprim, să stăm în drum și să ne gândim la tine, să ne gândim la timp, să ne gândim la exostul de viață, ratată sau o viață pe care am trăit-o din plin cu tine și nu fără tine. În această seară, pentru că suntem atât de amestecați, vieți diferite, decizii diferite, situații circumstanțiale și situații de familie diferite, te rugăm, iubire Tată, Îndură-te de noi toți și ajută-ne ca să slujim ție pentru veșnicie. Iartă-ne trecutul, iartă-ne lucrurile pe care cu sinceritate le regretăm și ajută-ne ca în acest crâmpei ai anilor în care nu mai găsim nicio plăcere în ei să ne putem bucura de prezența ta, de zâmbetul tău, de iertarea ta și de viața pe care ne-o prezinți. O viață fără măsură o viață fără limite, în care cu adevărat timpul nu va mai conta. Te iubim și ne este atât de dor de tine, Tată. În numele Domnului Hristos te-am rugat. Amin.